Ținta țării noastre a fost să eliminăm pandemia și acest lucru s-a întâmplat, susține premierul Florin Câțu. Dozele de vaccin rămase nefolosite vor fi vândute în unele țări la prețul de achiziție, iar în alte state vor fi donate. O parte dintre doze au fost exportate. Dintre care urmau să expire acum pe 30? Nu, acum dintre cele care urmau să expire acum pe 30. Poate și dintre cele care urmau să expire acum pe 30, dar există o analiză a tuturor. Avem contacte cu mai multe țări pentru a exporta, pentru a dona. În fiecare zi primim cereri. Știți foarte bine că în Danemarca o să trimitem mai multe. Vom trimite iarăși și în Danemarca. Vindem și vinem în alte țări. Un milion de doze, parcă, în Danemarca. Dacă țin minte, dar vom vedea. Trebuie să Ministerul Sănătății are toate cifrele. Și aș vrea să întreb la ce Pfizer, preț le vindem. La prețul de achiziție. Când a fost făcută strategia pentru Uniunea Europeană, toate țările au avut aceeași strategie. S-a contractat mai mult pentru că trebuia să ajungem și la acest moment în care vindeam în alte țări și strategia este de a vinde la prețul de achiziție.